Declarăm deschisă ședința de Consiliul Local de astăzi, 15 noiembrie 2019, cu precizarea că la diverse o să avem o cerere depusă de domnul Barna și domnul Gânga, dar o discutăm la diverse la urmă. Și acum spunem la vot procesul verbal din, la ședința trecută din octombrie. Dacă sunt discuții la procesul verbal. Nu? Nu sunt scrie nimeni? Spune la vot. Dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu. Deci toți trei știu consilieri. De acord. Acum dăm cuvântul domnului primar pentru a citi ordinea de zi de astăzi la ședință. Astăzi? Nu au fost două procese? Două procese. Nu. Două au fost trimis. Unul a fost... Două au fost trimis. Deci am în octombrie, da. Așa la din septembrie, da? Sunt discuții? Nu. Sunt cea două. Domn primar? În conformitate cu dispozițiile articolului 134, alineatul 1 din ordonanța ordinanță numărul 57 din 57, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local, ce va avea loc în data de 15-11-2019, ora 13, în sala de ședință a Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcan, județ Bacău și a listei de investiții pe anul 2019. 2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 55.000 lei pentru organizarea sărbătorilor de iarnă în Comuna Balcan, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale a investiției rezultate după organizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări și servicii pentru proiectul modernizare rețea de iluna public în Comuna Balcan, județul Bacău, precum și a deviziilor generale actualizate. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de fidelitate și a unui premiu din bugetul local pe anul 2019 cuplurilor din Comuna Balcan care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. 5 diverse. Totul, da? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcan, județul Bacău și a listei de investiții pentru anul 2019. Dacă sunt discuții. Ordinea de zi, da, bravo. Întâi ordinea de zi la... Spunem la vot ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru? Toată lumea. Nici o abținere, nici o... Bun. Și acum trecem la primul punct. De pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2019. Dacă sunt discuții la primul punct. Ba da. Aici. Domnul Gânga, poftiți. Da, referitor la suma de 19.500 de lei, domnul primar să ne spună porțile și din față și din spate sau numai? Sunt trei porți. Una din, cam mare suma. Posibil. Sunt trei porți. Alea de la intrare. Da. O poartă de 6,60 m bilateral unde ăsta de cerea, sectorul cerealii, da. Și una parte, la animale de 5,50 m. Da. Posibil să nu costă atâta. Dar după estimările făcute, cu tot puterea... Nu, eu m-am uitat la preț, dacă era numai în față, era... Nu, sunt trei porți și toate mari. Și una mică, chiar la intrare, unde era oborul pentru animale. Da. Atât am avut. Altceva? Altcineva care să ne scrie la problemă? Dacă nu mai este nimeni, spunem la vot primul punct. Cine este pentru? Toată lumea. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 55.000 de lei pentru organizarea sărbătorilor de iarnă în Comuna Balcan, județul Bacău. Vorba de banii pentru sărbătorul de iarnă, nu? Sărbătorul de iarnă. Copii, cu curat, cu... Inclusiv pachetele pentru elevii de la școală, în fiecare an am avut aproximativ 900 de pachete, 50-900, poate acum copiii 60.000 au fost anul trecut. Da, cu 50.000 ani mai puțin, că și elevi probabil sunt mai puțini. Corect. Dacă îți mai scrie cineva la cuvânt, domnul Gânga, poftiți.
L-aș ruga domnul primar ca suma respectivă să fie prin achiziții directe, prin proformă, prin care dumneavoastră are acel drept, să nu mai umblăm prin alte firme ca să avem costurile mai mari. Iar propunerea de 55.000 de lei mi se pare prea mare. Aici poate interveni și chiar și ceva de campanie pentru că se aprobe alegerile locale. Eu am făcut un calcul la 600 de copii, la 25 de lei de fiecare copil pus în plăsuță, mi se pare foarte ok, ar veni 15.000 de lei. Dacă ridicăm la 800 de pachete, cum au mai scăzut, ar fi 20.000 de lei. Eu am să propun, cum dumnealui a propus suma, adică i-a propus suma de 55.000 de lei, eu am să propun o sumă de 35.000 de lei, o diferență de 15.000 de lei în plus, în afară de pachetele de copii, ar fi suficient. Iar diferența de 20.000 de lei care s-ar mai regăsi în de cheltuit, să ne axăm și pe sănătate, pentru că sunt foarte multe probleme în sistemul de sănătate referitor la dispensare. Și chiar ne doare inima când vedem că stau prin frig, nu-i apă, îngheață apa. Și am ajuns la concluzia că în 30 de ani, în Comuna Balcan, s-a făcut un singur dispensar de către catolicii din Frumoasa. Dispensarul cu absolut ce e acolo la parc, căminul, grădinița, e făcută tot de catolici. Și cred că suntem și noi în stare să punem măcar un dispensar la punct, să putem aduce un medic de familie în mijlocul nostru. Deci propunerea mea este de 35.000 de lei. E o sumă destul de modică. Îi mai mare ca... Era 20.000 de lei, era când am intrat în 2016. Da, asta e mai altă, ai socotit pachetele pentru ele. În banii ăștia intră și banii bisericilor care vin. Am mai pus, domnul Crea, încă 15.000 impus. Da, după aia, cetele de balanarele. Deci anul trecut s-au cheltuit 600 de milioane, exact cu tabel, cu fiecare semnături în parte cine au luat și cum s-au luat. Acum dumneavoastră decideți. Chiar ca și dispensare, vreau să-ți spun dumneavoastră, că la dispensarul vechi din cartier era propus pentru demolare. Era o clădire, doar știți bine, acum cum arată. Deci am mai făcut și ceva. Iar cu căldura și cu asta ați fost pe la dispensare și ați văzut că se lucrează. La Brățeni e aproape gata, într-o două săptămâni dăm drumul și la grupul sanitar. Duc și sobile acolo, sobile cumpărate din magazin și v-am zis și chestia asta în ședința trecută. Fiindcă am de gând în primăvară să pun centrală termică pe lemn, să fie tot dispensarul. Iar banii, milionul ăla care tot tragi tu, că un miliard s-au aprobat pentru dispensarul. Pentru apartament să facem curățenie. Am renunțat acolo ca să facem grupul sanitar, să putem da drumul la un cabinet stomatologic. Am achiziționat un scaun. Știu, ați achiziționat. Dacă știi, spune-mi și chestia asta. Păi da, dacă are 6 luni, de cât stă acolo. Da, asta le vorbim la diverse, nu le zăvă. Dacă are 6 luni, de ce nu ne-am apucat anul ăsta? Fiindcă, probabil că am stat din treaba în primăria Balcani. Dar toate lucrările care... Nu a fost timp, nu s-a găsit societăți care să lucreze. Numai scaunul, până l-am azi, a durat 2 luni de zile. 2 luni până am reușit să aduc scaunul. Asta a fost cea mai mare urgență. Toate sunt urgențe. Toate sunt urgențe în România. Dacă făceam ceva la Rățeni, să spun, la dispensar, și nu făceam altceva, dar de ce nu-i gata acolo? Că asta-i stilul la tău. La Rățeni nu se mai lucrează de aproximativ o lună la WC-uri. Ba da, chiar se lucrează și nu. Acum. Cum acum? Mereu s-a lucrat acolo. Început acum. Acolo mereu s-a lucrat. Am dus lemni pentru toate dispensarele, ai văzut. Acolo la Rățeni. Dacă se face WC-ul absolut, trebuie și apă, trebuie și hazna, trebuie să... Luni vine și săpăm fântână din joasa adâncimii, dar 25 de metri și la Rățel și acolo. Mă bucur că n-au treaba asta. Păi eu știu deci, că numai bucur. Să văd că se face. Păi vezi că se face, dar nu prea vreți că se face, nu s-o sta. Bun. Da, asta e propunerea mea. Dumneavoastră, proiectul, stimați colegi apreciați. Acum noi punem la vot propunerea cu 55.000 de lei. Proiectul propus de domnul primar. Cine este pentru suma de 55.000 de lei? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pentru. Împotrivă? 3, 4, 5, 6.
Așa. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale a investiției rezultate după organizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări și servicii pentru proiectul modernizare rețea de iluminat public în comuna Balcani de Cibarcău, precum și a deviziilor generale actualizate. Deci asta e vorba de iluminatul public, s-a schimbat peste tot lămpile de iluminat cu LED-uri. Da. Banii prin PNDL 2 care au venit, da. Trebuie... Dacă sunt discuții la punctul 3, domnul Mureanu, poftiți? Din becul vechi care a rămas, cum se pot pune la școala schitula, că e pe acosturile din spate, două becuri să fie iluminatul public? Ba da. Vine omul în serviciu, vine la două, la trei noapte, îi dă cineva în cap și intră în școală și face ce. Da, vedeți schimb. Da, dacă, dacă, dacă știam, puteam să spun chiar două. Dacă dă în cap, dă în cap, la urmă, zis, poate fura ceva. Da, poate, da, poate, poate, da, poate, da, poate, da, poate, da, poate, am cineva pentru punctul 3. Nu mai este nimeni? Supunem la vot. Cine este pentru? Supunem la vot. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de fidelitate și a unui premiu din bugetul local pe anul 2019 cuplurilor din Comuna Balcani care au împlinit sau împlinesc în acest an de hotărâre de hotărâre neîntrerupte. Deci e vorba de... Da, știu că îți mai Cine este de acord pentru suma de 300 de lei? Și acum, ultimul punct, diverse. La diverse avem o cerere făcută de subsemnații Barna Ciprian și Gânga Petrică, consilier local în Comuna Balcani. Venim cu următoarea solicitare. A nu pune, cine a scris-o asta, ca să-i fac și observații, nu știți scrie. Eu am scris-o de mână. Așa, ca să zic și eu. Venim cu următoarea solicitare a nu pune în execuție proiectul care s-a concesionat teren din Parcul Frumoasa, întrucât este domeniul public și există dubii de ilegalitate. Asemeni, așa, rog să aveți în vedere și recomandarea cu număr de înregistrare 8139 din 10-a, de concert de cetățeanul Vornicu Emil și să faceți un termen într-o ședință ordinară sau de îndată pentru a clarifica situația, iar dacă considerăm că este încălcată legea, să putem reveni asupra proiectului de hotărâre prin anularea lui, respectând legea administrației publice locale. Vă mulțumim, au semnătura domnilor consilier, înregistrată la primărie pe 6-11-2019. Și aici domnul primar mi poate lămuri. În mod normal aici ar trebui să veniți cu un proiect de hotărâri. Dar nu e niciun proiect de hotărâri, este proiect de revenire. Nu, dar nu se poate reveni cu cereri. Dar nu sunt cereri. Haideți să spunem. Da, să știi despre cereri. Deci toată documentația care stă la bază pentru concesionarii ilegale. În lege spune clar în articolul 303, bunurile de proprietate publică pot fi concesionate de către stat sau de către unitățile administrative. Nu spune ilegalitatea. Dar nu trebuie schimbată destinația. Deci, dacă e parcare, de exemplu, într-un oraș,
vreau să concesionez eu 10 parcări. Dacă treaba asta. De exemplu, la mare, dacă mă duc și închiriez. Deci nu poți să iei domeniul parcare publică să o transformi în societate, în avin de gogor. Lasă parcarea. Spuneți, noi vorbim de parcul din Frumoasa. Din... Eu am spus destul de clar. Deci acolo se schimbă destinația. E domeniul privat, e domeniul public. Domeniul public nu se schimbă nicio destinație, că tot parc rămâne acolo. Tot parc rămâne. Luăm ceva din aparate de joacă și le ducem numai... Luăm terenul de sport, îl ducem în altă parte. În zona aia, în colțul ăla... Dar de ce te dai după zece? Spune ce te doare. Se poate. Pe mine nu mă doare. Îi situația fi următoare. Ajutăm tineretul să facă ceva, dar să nu-i dăm teren să poți. Dacă totuși vrea să facă o privatizare acolo, o poate duce chiar la poartă. Acolo în colțul ăla noi știbim și fața parcului, plus de asta se poate pune acolo și un monument, o troiță, o altceva să poate, ca să reprezinte satul Frumoasa. Și o să reprezinte. Dar o crâșmă în colțul ăsta nu reprezintă. Asta stăniți prin comună, că se face crâșmă acolo. Dacă dumneavoastră... Prin contractul semnat cu domnul care a concesionat acolo, spune clar, produse de panificații. Nu crâșmă, cum spun. Dacă dumneavoastră crâșmă. Eu am discutat cu oameni și duminică în viață și când mă întâlnesc. Mulți mi-au zis că nu crâșmă. Tu crâșmă, domnule, băiatul. Și nu că nu se poate face nimic. S-a făcut licitația. Au câștigat ăsta, cum îi spune firma? Irma. Au fost două societăți care s-au prezentat. Omul a început să facă treabă, să împrumute bani, eu știu, prin... Și acum noi îl întoarcem pentru ce? Ce încurcă acolo? Eu știu ce încurcă. Nu trebuie să spunem noi acum. Domnul primar, ați lucrat în comerț. Și eu sunt comerț. Avind din numai gogoși și produse de astea pentru copii, e faliment, deci nu poți să câștigi. Problema lui dacă obligat trebuie să vinzi și băutură, obligat trebuie să ai. Nu. Contract se stipulează chestia asta. El când a făcut cererea, așa au scris în cerere, pentru producție de panificare, patiserie și pentru asta. Mai trebuie să de contract în consiliul local să modifici. Și codul ca el. Eu, dacă nu, nicio problemă, am peste drum la... Păi poate fi direcționat să schimbi destina. Nu se poate. Domnul primar, ca să revenim asupra cererii. Eu am făcut o cerere destul de clar. Să revenim asupra proiectului verbal, deci nu altceva... Să primiți un răspuns către primar. Deci verbal, dacă dumneavoastră considerați că e totul legal, proiectul rămâne să fie tot cum a fost stabilit de cel care l-a votat. Eu nu l-am votat, dar totuși a revenit. Am zis ca să fie o situație destul de bună. Eu atât am avut discuț. La diverse altcineva, spune. A spus și eu. Spune. Apropo de parc. La Bacău, un parc, sunt peste 50 de locuri concesionate. Eu am fost cu copii acolo. Sunt și locuri de joacă, sunt și locuri cu gogoși, cu înghețată, cu panificată. Dar e pe domeniul privat. E parcul? Parcul domeniul public. Nu, domnul. Nu există. Cum? Se închiria de concesionat. Și închiria că se poate face. E altă treabă. Dacă el face numai pentru panificare, nu are rost. Că până la urmă, dacă îl închizi acolo și nu-i dai voie, o să găsească în alt loc și tot faci dacă vrea să facă. Păi nu are nu? Păi să facă. N-am fost noi de acord să ne vină ceva bani la consiliul local. Dacă tot îi alungăm așa pe fiecare, nu faci nimic. Și de la proprietar și toți în locul lor cu mâna. Da, ca să le luăm. Nu revin niște bani. Pe tot terenul ăla, adică mă știu eu, nu a fost nimic. Dar mai sunt colțul ăla. Erau niște găchiți acolo și vai mama lui. Pălării erau, soții. Nu, erau mai pălării, erau de umiditate acolo. Ajut și tineretul, nu? Eu să mă gândesc. Bun. Eu am înțeles că, dacă tot ar spus că era bălării, eu am înțeles că acolo, în zona aia, au fost plantați tot așa pe cheltuielea primării, niște arbori ornamentali frumoși și au fost tăiați. Nu, acolo au fost două răchiți, am văzut. Dar așa să fie, că cineva cineva are filmat că nu dai, dacă ia, dacă spune, nu mă simt convins, să știi că e. Dar dumneavoastră n-ați spus eu, că nu l-au luat cu papi, nu eram convins. Nu, dar acum n-ați spus, acum ia mai din mult, acolo vă spun eu că nu vă dic. Așa să fie, să iei dumneavoastră, așa să fie. Așa. Bine. Dar eu am fost acolo și n-am fost. Spuneți, spuneți. Altceva, dacă am terminat cu asta. Te rog.
Da, dacă vă vrea. Domnul primar, ați menționat că ați intervenit să puneți situația cât și din punct, cât la punct, în timpul care m-a rămas la Rățeni. Oricum, dacă vine ghetul, nu mai puteți face. Chiar vă rog, puneți mare accent când începe sau dacă a început să ducă urgent lucrarea, indiferent cu asna, cu apă, să meargă WC-urile, că e grav acolo. E vorba de la Rățeni. Știu că lucrează, da? Se poate, lucrează 2-3 zile și pleacă. Dacă mai sunt 2 săptămâni, în 2 săptămâni poate termina lucrarea. Dacă o placă jos, o trebuie să las să întărească, nu? Ce trebuia să fac? Era placa la WC-ul, ce spuneți dumneavoastră? Nu, la sobul. La hazna nu, eu vorbesc nu, de scurt. La hazna nu, acolo vine fosă septică. Fosă septică. Da, nu vine. Asta rugăminte eu am, că timpul mi-e presat. Bun, mulțumesc, domnul. Altcineva la diverse? Avem un limitat, domnul Borisul. Da, la urmă să termin. O mai solicitat cetățenii din capul podului spre Micoc sau Teța Flori, Valentin. Este o gaură acolo. Marginea aceea de balastrare. Balastră. Și așa nu am înțeles când mi-a propus pentru. Nu, era m-a băcat valea frumoasă și să fac acolo, s-a stricat buldul. Nu s-a stricat, s-a filtrat. Ne-am făcut comanda, azi l-a adus. Am făcut comandă, filtrul de aer, de motorii, nu știu ce filtri, s-au înfundat și s-au aprins niște becuri la bordul. Le facem. Aveam o solicitat cu cetățenii de acolo, când se poate. Am fost acolo și am văzut. O singură întrebare, așa de scurtă. Puneți. La Biserică Unii Curnadigu, mai punem anul ăsta, vă las? Punem și acolo. Un tractor mic, cu aricări încă. Ați uitat de plop, ați uitat plopul la... Păi da, plopul. Plopul ăla, da. Plopul respectiv, dacă nu pe lumina electrică, chiar azi. Nu la Rățeni, la Ghidion acolo, la Ghidion. Da, trebuie luat și dat la o bătrână, e bun de foc. Are o căruță bună de lemn. Avem pabelele astea de care au fost scoase, vechi. Nu știu cum ne-a apucat de bloc. Dăm la cineva, cine interesat. Eu aș vezi că ar fi bunii prin stație. Cu un moș neam de două și stații de bumbă. Care e de la școală sau ceva. Dacă ar ajunge pentru două stații, ar fi ok. Nu știu. Să ajungem să ne apăși până atunci. Da. Dacă nu, dăm cuvântul domnului Gornic. Prima dată am vrut să vă spun acolo la biserică. Trebuie văzut cum se face canalizarea cu apa respectiv, cu apa care merge pe ulița cimitirului. Pentru că dacă dumneavoastră propuneți, sau știu eu cum este în proiectul de hotărâre al dumneavoastră sau în contract, acolo ar fi bine de canalizat pe tuburi. Că șanțurile alea o să fie, eu vin cu propunerea, putem face pe tuburi de 40, de 60 și vine frumos acoperit și nu este atâta, ar fi mult mai ok. Dar asta trebuie văzut, că dacă facem așa cum am făcut sub primărie, cu șanțurile alea, în fața bisericii nu o să dea bine și pe ulița, în fața preotului pe acolo când vine. Așa facem tubulatură. Și cum e canalul prin oraș? Vine și trece, nici nu se vede. Și când s-a înfundat alea cu mâl, cu astea... Cum nu se înfunde la oraș, nu se înfunde nici acolo. Acolo. În orașul cu țara, că aici... Aia-i vorba da, de spus. Da, trebuie modificare cu proiect... Seavă se înfunde mâlul la viteza aia. O să iau discuție. Da, dar asta se poate face un studiu, nu merge. Nu noi luăm... Și se poate pune captări din 50-50 de metri când curăța, ca să se poată curăța. Pentru că până acum așa a fost, a venit pe un tub
atât de mulțumit și care venea, cât era acolo pe plan local, venea și se ducea direct, nu era camarad. Am venit să lămuresc câteva probleme, că dumneavoastră v-am făcut o recomandare în ședința trecută și cred că toți ați studiat despre ce e vorba, ca să nu întindem vorba. Și prima dată am și depus câte un număr de înregistrare și vreau ca să fie scris că în procesul verbal de data trecută s-au scris într-o formă, nu chiar cum am spus eu, că dumneavoastră ei nu înțeles, probabil, dar am să-i dau un scris ca să vă înțeleagă exact consilierii ce am vrut să spun. Prima dată vreau să zic că în fața parcului frumoasă este lăsat un spațiu neasfaltat înainte cu scopul de a face un monument tip obelisc și să punem coroana lui Ștefan cel Mare în vârf. Istoricii comunei spun că aduc dovezi cu numele sat, că numele satului este dat de domnitor. Consilierii, împreună cu domnul primar Rață Vasile, înainte stabilise că o prioritate în viitor să rămână construirea monumentului tip. Știți ce înseamnă obelisc? Da. Vine deasupra o coroană. Monumentul este un proiect de interes public local care are ca scop arhitectural și istoric. Proiectul inițial al Parcului Frumoasa, conform cu voința cetățenilor, trebuie respectat. Dumneavoastră, consilierii, puteți propune acest lucru, că eu am venit să vă spun că n-am voie să propun. Dacă nu vreți să veniți cu un proiect de continuitate a parcului inițial, privind construirea unui monument în fața Parcului Frumoasă, dați-ne terenul și facem noi, cetățenii, un monument prin contribuția directă. Cetățenii din Frumoasa am făcut o grădiniță din contribuția directă a Enoriașilor și am dat-o primăriei în administrare pentru interes public. Deci noi am făcut-o și am dat-o la cheie. Cetățenii din Frumoasa am făcut un dispensar prin contribuția Enoriașilor ca reste de interes public. Cetățenii din Frumoasa vom face și un monument care să facă dovada celui care a dat numele satului Frumoasa și o vom da primăriei în administrare pe interes public. Dacă dumneavoastră nu vreți, consilierii, să propuneți lucruri de interes public, facem noi, dați-ne voie să facem noi. Și asta e problema. A doua problemă. Și aici am număr de înregistrare, dacă vreau. Am fost la ședința trecută și s-au interpretat greșit. Eu nu am spus niciodată că nu trebuie să ajutați tineri. Dumneavoastră ați înțeles greșit. Eu am recomandat consilierilor să aveți în vedere realitatea economică și socială a Comunei Balcani cu privire la proiectul de hotărâre privind scoaterea la licitație publică a unui lot în suprafață de 60 metri pătrați situat în incinta Parcului Frumoasă. Eu vă spun, tinerii și investitorii trebuie ajutați, dar în condițiile stabilite de lege. Prin concesionarea lotului în suprafață de 60 metri pătrați. Doamne, dacă vreți, eu o să vă dau hârtia asta și puteți să o copiați. Dar iar și avem filmarea făcută. Da, am lăsat-o și ar fi bine să o treceți și în procesul verbal, da, cum îi trecut aici, dacă vreți. Verbal, da. Eu vă spun că tinerii și am prins, prin concesionarea lotului în suprafață de 60 de metri pătrați, situat în Parcul Frumoasa, se încalcă un drept al cetățenilor, nu este respectată legea, nu se respectă Constituția și vă abateți de la proiectul inițial al Parcului Frumoasă. Lotul de 60 de metri pătrați este de interes local pentru că este în fața unui pod de scurgere. În caz de calamitate naturală, obturează debitul.
Nu este corect să construiești o privatizare ca paravan în fața parcului pentru că încalci proiectul inițial din punct de vedere arhitectural. Aici vreau să spun că domnul Cornel tot spune, mergeți în Moineș, vedeți, este în fața parcului sau este? Dacă vreți să faceți, eu spun punctul meu de vedere, pentru că am lucrat la proiectul ăsta și la inițierea lui, împreună cu domnul Rațe, cu toți. Eu vă spun care e punctul meu de vedere. Domnul meu, am dat voi să termin. Nu, dar tot văd că lucrez la proiectul ăsta, ai lucrat și proiect la pardon. Domnul primar. Nu, dar nu, dar spuneți adevărul, dumneavoastră, că ați lucrat la proiectul ăsta. Dați-mi voi și proiect la parcul frumoasă, arătă-și mie ce proiect. Dați-mi voi să termin. Dacă zici mai trebuie să termin. Nu trebuie să mă oprești. Nu mă faci să spun tot adevărul. Dumneavoastră, eu vorbesc cu consilieri. Am lucrat la proiectul ăsta. Ce proiect acolo? S-a făcut parcul ca să putem cheltui în zona. În parcul ăla sunt miliarde de lei cheltuiți. Cât o fi, da. Dar lăsați-mă să termin. Lăsați. Păi da, dar vorbește cu consilierul local. Eu vorbesc cu consilieri, nu mă lăsați. În planul de urbanism zonal, în satul Frumoasa este prevăzut. În partea stângă a drumului județean, zonă comercială. Piață. În partea dreaptă a drumului județean este prevăzut parc public Frumoasă. Să mă contrazică dacă nu e așa. Domnul tehnician de urbanism. Nu este respectată procedura de inițiare a concesionării. Și acum o să intrăm un pic pe legile pe care v-ați spus dumneavoastră și ați stabilit ca să mergem punct cu punct. Ați spus articolul 9 din legea 54-2016. Articolul 9, aliniatul 1. Spune principiul proporționalității. Formele, aici în lege spune, formele de activitate ale autorităților administrației publice locale trebuie să fie corespunzătoare satisfacere unui interes public, precum și echilibrarea din punct de vedere al efectelor asupra persoanelor, reglementările sau măsurile autorităților și instituțiilor administrației publice sunt inițiate, adoptate de consilieri, emise după caz, numai în urma evaluării de interes public sau a problemelor după caz, a riscurilor și a impactului soluției propuse. Aici întreb, o clădire sau un chioșc așezat în fața parcului are un impact arhitectural care este în afara intereselor publice actuale în zona respectivă. Pe domeniul privat, în satul Frumoasa, sunt în jur de 9 puncte de lucru cu același obiect de activitate. Dar nu lipsește activitatea asta. Să-mi spune domnul consilier Antonel sau ăștia, dacă n-au găsit ei în Frumoasa produsele respective. Sine final, tu știi? Nu e asta, nu lăsați-mă să termin. Că da. Aici e problema de domeniu public. Nu putem... Dar același obiect dublu față de cât prevede norma legală. Oferta de produse este mai mare decât cererea. Păi dacă e mai mare, de ce trebuie să faci pe domeniul public? Solicitarea de concesionare a unui lot în suprafață de 60 de metri pătrați din domeniul public pentru activități economice nu are motiv de ordine economic. La articolul 10 spune principiul satisfacerii interesului public. Pe astea le-ați invocat. Autoritățile și instituțiile administrației publice, precum și personalul din cadrul acestora, au obligația de a urmări satisfacerea interesului public înaintea celui individual sau de grup. Parcul Frumoasa este de interes local? Public și local. În cazul concesionării lotului în Parcul Frumoasa, cheltuiți banii comunității și dați roadele la o persoană. În probleme economice, aș vrea să mă contrazică un singur om de aici, care cunoaște, domnul Ungureanu, că el știe și trecutul și tot.
și înțelege chiar ce înseamnă activă, ce înseamnă pasivă, ce înseamnă să moți un activ de dincolo. Și să-mi spune domnul Vornicu, la urmă, domnul Ungureanu, să mă urmăriți foarte atent și contraziceți-mă cu orice problemă. Aici, la atribuțiile Consiliului Local, 129 aliniat 2, intră în atribuțiune. La articol hotărăște darea în administrare și concesionare, Consiliul Local. La articolul nu se respectă condițiile stabilite de lege. În proiectul de hotărâre privind concesionarea parcului nu s-a prezentat articolul 308, aliniatul 4, litera B, din OUG 57-2019, care spune, care stabilește procedura de inițiere. Deci, articolul ăla inițiază. Și în articolul 308 spune, procedura administrativă de inițiere a concesionării. Inițiativa concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate care să cuprindă în principal următoarele elemente. Motive de ordin economic, financiar, social, de mediu, care justifică realizarea concesiunii. Deci trebuie să justifici că nu este în altă parte și trebuie să faci pe domeniul public. A fost efectuat studiul de oportunitate și atunci. Poți să inițiezi dacă ai condițiile stabilite, asta este legea. Și s-a considerat că sunt. Cine a considerat? Consiliul Local. A aprobat studiul de oportunitate. Păi da, dar aici concesionarea lotului schimbă. Domnul, dar nu mă opresc că după aia schimbă. Nu știu, că s-a aprobat, da. Și Consiliul Local. Din bugetul local s-au făcut cheltuieli de miliarde de lei cu destinația Parc Frumoasa în baza unor proiecte pentru și în interesul comunității. Concesionarea lotului schimbă destinația din parc public în spațiu comercial privat. Mă puteți contrazice careva că nu schimbă destinația? Concesionarea lotului din Parcul Frumoasa obligă cetățeanul la cheltuieli în parc public și dă dreptul concesionarului să culeagă fructul. Bugetul local plătește, concesionarul ia rodul. Rezultatul dintre venit și cheltuială dă negativ, ho-ho-ho. Nu sunt motive de ordin economic în acest caz. Concesionarea lotului distruge baza patrimoniului public Balcani în Parcul Frumoasa. În expunerea de motive, numărul 6518 din 14.08.2019 este înscris. Propunerea de concesionare trebuie să fie fundamentată din punct de vedere economic, financiar și de mediu. Cine fundamentează din punct de vedere economic? Poate fundamenta un consilier? Sau trebuie? Proiectul nu are raportul biroului buget contabil. Nu trebuie avizul contabilului. Nu se mută un activ dintr-o parte în alta. Nu, rămâne pe loc acolo. Iar Burer Milu... Din partea, vă spun, eu vă spun că din punctul meu de vedere puteți da tot parcul, dar nu stabilim să ne mințim unul pe altul. Dom'le, dacă vreți să dați, dați-l, dar spuneți-l cu știință, dom'le, asta e problema. Nu încercați dar este vreun consilier care nu știe pentru ce-i dat terenul ăla? Sau am mințit vreun consilier? Nu dumneavoastră, păi domnule. Băiatul când a fost în ședință a spus în felul următor, va fi în afara parcului, da? Și am căzut de acord. E în afara. Dar stați o reacă, nu s-au știut unii să faci acum în afara? Nu, băiatul este filmat, nu s-a știut. Nu-i fața parcului, fața parcului nu-i poartă, aici e în colț.
în fața parcului. Aici e fața parcului. Mai o discut. Fața parcului, poate. Domnul Cornea, dumneavoastră ar trebui să propuneți problemele care sunt în Balcan. Nu vi-au dat pentru că în frumoasă știm noi ce avem. Domnul Miru, nu ați vă apărat interesul economic. N-aveți nicio treabă cu parcul, vă spun eu. N-aveți nicio treabă cu parcul. Dumneavoastră vă apărați interesul economic. Asta este. Nu mai le-a buris cu toate ce ești. Câte vânzare poți să-ți ia? Miru, câte vânzare? Păi asta este. Te frică mori de foame? Nu. De ce nu ești? Asta, lasă-mă și am bucat de mâine. Ei, nu interes. Nu te face nici pe noi, că nu sunt temperi. Băi, chiar așa proști, nu mă gândești nici te ești. Măi, interes. Sunt de acord cu tine, că e corect ce spui. Dar lasă-l să speri, lasă-l nu-ți o bucat de mâine. Mă menționați asta ce spune el. Vă poți să menționa. Să leagăm de proprietatea privată în ședință. Eu ți-am explicat părerea mea de ce vrei să... Asta e cu substrat, să vede la început. E lege? Legea trebuie respectată. Și-am respectat legea, este respectată. Domnul Ungureanu, vreau să vă întreb. Proprietatea publică aduce în proprietate... Proprietatea privată aduce în proprietatea publică? Nu, vorba de transformarea proprietății publice... Nu aici, dar venitul vine din proprietatea privată în proprietatea publică. Da, corect. Și ce e rău asta? Domnule, eu am spus care e problema. Dumneavoastră puteți să dați și parcul și tot, eu nu mă supăr. Eu v-am spus ca să știți. Da, care sunt problemele, că ideea nu este completă. Procedura dumneavoastră n-ați făcut-o cum trebuie. Da, spune-i mai relați codul administrativ. Da. Deci ai citit o lege care i-a abrogat. Care? Din 2019 i-a abrogat. Da. Nu, nu, legea asta e 57 din 2014. I-a abrogat și citești din codul administrativ. Păi dar codul administrativ 2019. Păi ordonanța de urgență 2019. 57 din 2019. Spuneți, domnul Gânga. Da, referitor la ce zice domnul Bornicu. Deci chiar n-am avut discuții cu el, ce am auzit acum. Eu am... am specificat din propria mea inițiativă că s-ar putea pune acolo o troiță. Dar ce spune dumnealui că ar fi... Dar ce spune dumnealui de un, de un monument cu Ștefan cel Mare care are... Acum pre... aud și eu și am fost în Consiliu. Deci local. Nu am auzit... Întrebați-l pe domnul Rață, dacă nu... Dar are un proiect de hotărâri. Ce spune dumnealui? Știi unde au vrut să facem monumentul? În centru, în fața lui Pavel Vacaru. Așa, mi-a venit părinții liber în farțadii cu statuia care a cumpărat tot primăria și am făcut monumentul în parc, care monumentul este gata, dar nu-i finisat. N-am mai alocat bani pentru el. Nu este monument în parc. De ce să nu... Unde am vrut noi să facem monument? Hai, spune-o. Dumneavoastră, uitați-vă la arhitect, din punct de vedere arhitectural, dacă nu dă bine așa. Dați-mi voie să termin. După cum spune domnul Vornicu, acolo ar fi bun și corect să fie pe intersecție un monument care îl reprezintă, reprezintă frumoasa cu statuia lui Ștefan cel Mare, că adevărul că de la frumoasa de la Ștefan cel Mare vine, mi se pare incorect să luăm dreptul comunității respective de a face pe proprii lor bani să facă acel monument. Noi îi luăm dreptul de a face. Ei ne-au garantat, ne-au dat nou Consiliul Local, ne-au dat în administrație, ne-au dat dispensarul făcut din banii lor, ne-au dat nouă grădinița făcută din banii lor. Din banii oamenilor. Care banii oamenilor? A oamenilor. Banii enoriașilor. A enoriașilor. Da, păi nu, nu ăștia sau oamenilor. Da, dar nu a primării. Nu a primării. Nu-i din fondul primăriei. Primăria după aia o din fondul lor, da. Nu știu care au fost. Deci le-au făcut. Și dacă comunitatea respectivă, catolici, ortodoxi, chiar și eu asociez să dau niște bănuți acolo, să facem o troiță să se reprezinte. Dacă vrea să facă în locul ăla un monument istoric care să arate, uite bă, ce-a făcut ceva frumos, noi le luăm acel teren pentru 5 lei metru pătrat? Stai un pic, că iar... Nu. Dar cine nu-i de acord să facem un monument? Ați venit cu un proiect? Nu m-am gândit. Păi să mai facem încă un monument. Dar au venit tu. Mai facem un monument lângă altul, că este un monument acolo. Dar facem în fața magazinului. În fața magazinului. Așa, deci îl face. El face magazinul acolo, îl face cu litroiță. Dar ce-i mare scuze să faci, de ce să nu faci?
Nu, mie nu mi se pare. Unii vreți să-l faci, mă rog, spate. Nu, acolo, eu în domeniul public vreau să-l fac în locul ăla, că acolo e cel mai potrivit. Hai să mutăm 5 metri mai încolo, nu vrei 5 metri mai încolo? Hai să lăsăm bărcălie, face 5 metri. Dar tu vorbești la bărcălie, adică omul a venit o concesionat terenul și acum ți-ai gândit în locul ăla. Nu l-a concesionat, dar nu are un hectar. Nu vreau să-l fac o licitație, vă întreb. Cât ți-o licitat? Doi. Dar ce, că obicea spune 3. Unii spune 3. Erau 3, da. Ședința de mult erau 3. Nu, dar s-au înscris. S-au interesat mai mult. Dar nu, dar cine nu-i de acord să facem un monument? Mai facem un monument, fraților. Dacă vor și oameni și au bani să facă și ei, în parcul ăla ai încă de 10 chioșcuri, loc, și de 10 monumente. Și dacă se face mai încolo cu 20 de metri, de exact în locul ăla. Dar nu. Nu monumentul mai încolo. Păi când am monumentul spus, trebuie în intersecție. Păi intersecție îl facem. În intersecție îl facem. Păi de-aia unde a fost aproape. Da, unde e acolo? Porțul ăla e lăsat neasfaltat. Dar schietul frumoasă de unde? Mănăstirea, aia facem la schiet, facem o mănăstire. Dar monumentul dacă obturează... Schietul vine de la mănăstire. Aba, și monumentul obturează. Obturează? Cum se obturează? Dacă o pui, dar... Monumentul, tu știi unde îi vorbesc? Păi nu, dar domnul Gângă a spus, cum îi facem acolo, pune monument. Pui monument. Domnul Gângă a spus altceva. O spus, nu poți să pui monumentul și puneți-vă în spatele privatizat. Puneți-vă de acord, veniți cu idei clare. Vă contraziceți împreună. Care să ne contrazice? Una așa, una așa. Se poate face, da. Se poate face. Hai, e din vreau să fac o singură precizare cu niște discuții. Și eram consilier și domnul Ureanu poate confirma cel care a venit cu ideea de a se face parcul frumos, e un bun. Posibil, nu, nu. N-am negat. Deci, prima dată, sincer, am în campanie și am și spus, domnul Vărin, nu vin propunerea asta, că i-a dorit votul lui domnul Rață. Și au și fost. Nu. Da, deci, trebuie verifica... Erau aproape de gunoi acolo. Da, deci, inițiativa a fost a domnului Vărin, să nu... Și ca să conchid, numai două cuvinte să vă spun. Deci, Troița, monumentul ar fi de interes public și privatizarea ar fi de interes personal. Atât am zis. Cum e altă fază de privatizare? Altcineva, nu? Nu cred. Dacă nu mai sunt discuții, încheiem și discuții. Domnul Costru, nu-i gata. Dacă nu mai e nimeni să descrie la cuvânt, aș vrea să fac o precizare din partea cadastrului sistematic de la noi, din unitate, în cadrul aparatului propriu, referitor la măsurătorile în teren. Chiar am o precizare aici, care pentru consilierii din fiecare zonă aveți probabil oameni care vor să-și remăsoare terenul și aduc la cunoștință dumneavoastră să le transmiteți dumnealor următorul lucru. Cetățenii care dețin teren în punctele Bozu, Nimaș, Curătura, Podiș, Poiana Plaiului, Mestecăniș, Dumbrava, sunt rugați să se prezinte urgent la primărie să depună documente, cum ar fi buletin, certificat de deces după ce ne moștenește, adeverință, registru agricol, alte acte după caz, număr de telefon. În zona Bozu deja s-au început măsurătorile. Dacă aveți persoane în zona de acțiune, și ar fi bine de anunțat oamenii ca să știe să vină la primărie. Ar trebui pus să-și niște afișe. Am mai pus afișe, s-au mesaj pe biserică. Mulți nu îi mai interesează pe Bozu, pe Șurin, pe acolo nu îi mai interesează și nu se prezintă. Eu m-am dus pe Șurin, mai v-am pus să mor. Da, dar e rău că trebuie să luăm la primărie terenul ăla. Păi și l-am luat la primărie, încărcăm cu el și discuțim moștenitorii o să aibă probleme. Trebuie să înțeleagă oamenii să ducă să-și facă acte, că e gratuit, nu-i doar un drum până la discuții. Încheiem ședința de astăzi. Ne vedem sănătoși în decembrie. Weekend plăcut tuturor!